Premierul Viorica Dăncilă va conduce azi alături de omologul Pavel Filip o ședință comună a guvernelor României și Republicii Moldova, informează executivul. Cei doi vor evalua stadiul implementării proiectelor de cooperare bilaterală. Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat ieri la Parlament că în coaliția de guvernare se va adopta o poziție comună și un plan de acțiune cu privire la recomandările din MCV. În ceea ce privește raportul Comisiei de la Veneția, Dragnea a spus că, în afara unei singure excepții, recomandările au fost respectate. Ministerul Finanțelor Publice a anunțat ieri seară că a elaborat proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an, cu încadrarea în ținta de deficit bugetar de 2,97% din PIB. 5 mașini au ars în sectorul 3 al capitalei. Incendiul a pornit de la o mașină parcată pe Bulevardul Tineretului, iar apoi a cuprins alte 4 autoturisme, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență București Info. Retailerul Mega Image a anunțat că retrage de pe piață două produse cu anchoa, căror compoziție a fost afectată de o substanță chimică folosită la materialele plastice. Produsele pot fi returnate fără bon fiscal. Poliția antiteroristă britanică a inițiat o investigație după ce două dispozitive explozive improvizate au fost descoperite ieri într-un apartament nelocuit din nord-vestul Londrei, informează Sky News. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.